Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta raportul asupra inflației numărul 2, a doua rundă de prognoză din acest an, prin care noi am făcut unele previziuni asupra evoluției inflației și a tuturor proceselor economice adiacente. În baza acestui raport, dacă vă aduceți aminte, câteva zile în urmă a rulat și o decizie de politică monetară prin care am mai redus rata de bază cu încă 4 puncte procentuale. Să începem cu evoluția inflației. Deci, așa cum am vorbit și anterior, inflația în Republica Moldova, care e exprimată prin indicele prețurilor de consum, se află pe un trend ferm descendent și de la 34,6 în noiembrie anul trecut a ajuns la 18,1 la finele lunii aprilie. Este rezultatul inclusiv și a măsurilor de politică monetară pe care le-a întreprins Banca Monetară, Banca Națională, și aceste măsuri au permis ca inflația să revină sub control, să nu crească mai departe și, după cum vedeți, cu fermitate revine spre ținta inflației. Aici sunt prezentate evoluția componentelor principale a indicilor de prețuri de consum, adică cele 4 componente. Vedem că toate 4 sunt pe un trend descendent. Cel mai abruptă scădere este la prețurile la combustibil, în virtutea evoluțiilor prețurilor pe piețele internaționale. Este o reducere și la prețurile reglementate și la produsele alimentare, dar aș atrage atenția la faptul că și inflația de bază, care este componenta cea mai persistentă a indicelor prețurilor de consum, înregistrează și ea un trend descendent ferm. Ca să vedem o impresie despre prognozele noastre anterioare și evoluție, pe acest grafic este prezentată abaterea pentru trimestrul 1, deci vedem mediile trimestriale pentru trimestrul 1 2023. Inflația în trimestrul 1 a fost cu 0,9 puncte procentuale peste așteptările noastre, special datorită fluctuațiilor care au avut produsele alimentare. Știți că am avut și un cutremur puternic în Turcia, care a perturbat piețele regionale la produse alimentare, dar și prețurile reglementate tot au crescut mai rapid decât ne-am așteptat. Însă, iarăși de aici se vede că inflația de bază, componenta cea mai persistentă, repet, este sub așteptările noastre cu 0,6% medie trimestrială, ceea ce ne vorbește despre ce e că, de fapt, corul inflației, deci partea cea mai dificilă a inflației, scade mai lent, mai rapid decât ne-am așteptat. Mai rapid ne-am așteptat în virtutea faptului că condițiile economice din Republica Moldova nu sunt chiar acolo unde ne-am așteptat inițial. Și asta o să prezint ulterior. Același trend manifestă și indicele produselor, prețurile la produsele industriale. Manifestă și ele un trend descendent, ceea ce iarăși ne dă siguranță că presiunile din partea costurilor pe viitor se vor diminua. Evoluția activității economice, ceea ce am spus eu că inflația de bază scade mai rapid decât ne-am așteptat, în virtutea faptului că cererea agregată în Republica Moldova este mai pronunțat negativă. Iată, vedem aici cererea și oferta pentru anul 2022, sau cu alte cuvinte, partea stângă este produsul intern brut exprimat prin partea de cerere, adică consumul gospodăriilor casnice, formarea brută de capital, import, export și consumul administrației publice. Deci vedem că ultimele 3 trimestre creșterea este negativă, iar în trimestrul 34 chiar este pronunțat negativ, ceea ce a dus la faptul că inflația
anuală, sper să nu greșesc, este de circa 5,9% pentru 2022. Pe partea de ofertă vedem că au scăzut pe mai multe industrii au avut loc declin, dar noi ne axăm mai mult pe partea de cerere și vedem că inclusiv consumul casnic arată o performanță foarte modestă în trimestrul 3 și 4. Sigur că aici indicatorii sunt în termeni reali, sunt ajustați la inflație, dar în termeni reali suntem foarte negativi la finele anului pe cererea internă. Dacă vorbim iarăși mai aprofundat despre consumul gospodăriilor casnice, acesta este pronunțat negativ în trimestrul 3 și 4. Iată, pe componente de consum a produselor este nu chiar atât de urât, dar oricum este negativ. Cea mai negativă evoluție avem pe procurarea serviciilor. Pe partea dreaptă vedem sursele de finanțare. Deci toate patru surse de finanțare a consumului casnic, care sunt salariile, sunt asistența socială, remitențele și creditele acordate de instituțiile financiare, toate sunt pe palier negativ, în termen real. Respectiv, de aici și consumul este mai slab. Observăm că sursele de finanțare sunt mai pronunțat negative decât propriu-zis consumul casnic. Și aici sunt două explicații. O parte, cea care am dat-o și anterior, faptul că avem în țară un număr anumit de refugiați, care lărgesc această diferență între sursele de finanțare a consumului casnic și consumul propriu-zis. A doua explicație este că oamenii au recurs la economiile lor, inclusiv și cele din sectorul neformal. Deci vorbesc despre economiile pe care oamenii le țin acasă. Partea de cerere internă am observat că este foarte, foarte, foarte slabă. Aceeași situație se manifestă și pe partea de cerere externă. Vedem că în trimestrul 4 și trimestrul 1 anul 2023, pardon, avem o creștere foarte mică a exporturilor, dar de fapt, dacă atragem atenția la detalii, atunci observăm că o bună parte din exporturi, care este partea de pozitivă, este exportul de produse petroliere. Aceea are în vedere reexportul de produs petrolier în Ucraina, care are loc. Iar dacă să vedem restul produselor, care sunt produsele autohtone, ele sunt pe un palier profund negativ în trimestrul 4 și în trimestrul 1 2023. Deci cererea externă, iarăși, nu ne ajută, deci nu pune presiune inflaționistă, din contra, vine cu o presiune dezinflaționistă. Dacă să vedem cauzele, atunci, iată, pe graficul din stânga vedem o scădere foarte dramatică a exporturilor de produse agricole și aici parțial explicația este și prin faptul că am avut o recoltă destul de modestă în anul 2022, datorită secetei. La indicatorii monetari, observați că indicatorii monetari repetă în tocmai politica monetară a Băncii Naționale, deci atunci când avem o politică mai relaxată, deci în perioada pandemiei, avem o creștere anuală a agregatelor monetare, în perioada când am combătut inflația, ele au scăzut puternic și acum iar sunt în creștere, Banca Națională vine cu politică monetară stimulativă. Iarăși pentru a readuce economia la echilibru, având în vedere cererea internă foarte slabă. Evoluția lichidităților, vedem o creștere foarte semnificativă a lichidităților în trimestrul 1 2023. Aici sunt doi factori. Primul este decizia noastră de politică monetară, prin care noi am relaxat puțin rezervele obligatorii ca să punem
băncilor la dispoziție lichidități cu un termen mai lung, care el se poate să-l crediteze economiei și cetățenilor, ca să ajutăm iarăși reluarea creșterii economice. Dar cea mai mare parte, cea mai mare sursă a acestor lichidități sunt intervențiile valutare a băncii naționale. Deci ați observat că Banca Națională și-a crescut semnificativ rezervele valutare. Asta se datorează la doi factori, finanțărilor externe, dar și intervențiilor noastre pe piață. Și atunci când noi facem intervenții pe piață sau când Ministerul de Finanță își schimbă în lei moldovenești finanțările externe în valută străină, noi punem lichidități noi în circulație. Și atunci ele s-au acumulat la un nivel destul de înalt, 11,7 miliarde media trimestrului întâi. Nu suntem la un nivel record, am mai avut noi perioade când acest nivel a fost mai înalt. Noi sperăm că aceste lichidități să ajungă cât mai curând din economie, să ajute la relansarea economiei. Vedem aici ratele din piață. Deci ele au crescut începând cu trimestrul 3-2021, în special vorbim de ratele la credite, odată cu începutul năsprerii politicii monetare de către Banca Națională. Același trend îl urmează și ratele la depozite. Ratele la depozite deja au început și trendul de scădere în trimestrul 1-2023. Deci ele au răspuns la relaxarea politicii monetare prin reducerea ratei de bază. Creditele, din păcate, întârzie să vină cu preluarea acestui trend, deci ele rămân încă înalte, cel puțin până la finele trimestrul 1. Noi deja vedem unele tendințe în trimestrul 2, o scădere ușoară, dar prin politica, prin ultima noastră decizie de politică monetară, sperăm că să observăm un trend mai pronunțat descendent a ratelor la credite în piață. Ce se întâmplă în jurul nostru? Deci, iată aici, vedem evoluția inflației în țările care, similare cu noi, din afara Uniunii Europene. Suntem noi, Republica Moldova, Ucraina, Armenia și Georgia. Deci, practic, la toți vedem că, la care mai devreme, la cine mai târziu, dar inflația a revenit pe o traiectorie descendentă. Tot vedem poate o traiectorie mai puțin pronunțată, dar oricum descendentă, și în țările din europene, din Uniunea Europeană, din partea de est, și care de fapt sunt în afara zonei euro. Vedem și ce răspuns de politică monetară au luat băncile centrale în țările respective și cum a răspuns inflația la aceste politici implementate de băncile centrale. Dacă să ne referim la țările din estul Uniunii Europene, partea zonei euro, vedem că aici tot se repetă un trend mai pronunțat descendent a inflației în ultimele luni, de altfel ca și în toată zona euro, ceea ce e un lucru bun, inclusiv și reduce riscurile inflaționiste și pentru Republica Moldova. Vedem aici evoluția inflației în țările unde, zicem, sau politica monetară, sau politicile administrative sunt mai puțin tradiționale, hai așa să le zic, unde s-au avut loc sau intervenții masive prin instrumente administrative, sau băncile centrale au intervenit foarte puțin. Vedem cum evoluează inflația în aceste țări. Vorba de Federația Rusă, Kazahstan, Turcia, Serbia. Iarăși, vorbind de situația pe plan extern, un lucru la care trebuie să atragem atenție, în partea dreaptă în special, vă rog să observați ritmul anual a creșterii la indicilor prețurilor internaționale la produse alimentare. Îl vedem că este până acum are un trend descendent și acum chiar a devenit foarte pronunțat negativ.
Da, asta ne bucură că iarăși nu mai pune presiuni inflaționiste, din contra pune presiuni, condiții, creează condiții dezinflaționiste pe piața noastră. E ceva mai alarmant pentru agricultorii noștri care au produs producție agricolă sau continuă să o producă cu inputuri procurate mai scump, iar acum prețurile la producție agricolă vedem că este puternic pe o traiectorie puternic descendentă. Ceea ce e evident că va avea anumite repercusiuni și pe cererea agregată în Republica Moldova. Sperăm că cel puțin anul are semne bune și asta va fi compensat și pentru o recoltă bună și atunci cumva lucrurile se vor mai echilibra. Dacă să vorbim de cerere externă mai punctual, iată, vedem aici deviația PIB în zona euro. Deviația PIB, asta e în ce măsură este produsul intern brut sau creștere economică, este sub potențial sau sub punctul de echilibru din punct de vedere inflaționist. Și observăm că zona euro o duce nu chiar atât de rău, a ieșit din zona negativă deja încă în 2021 și stă pe un palier, poate nu tocmai pronunțat pozitiv, dar oricum este pe partea pozitivă. În Federația Rusă vedem că deviația PIB este în zona negativă, deci cererea agregată acolo este mult sub potențial. De atât aici, reșind din cele relatate, avem ipotezele externe care noi le-am pus la baza prognozei, rundei a doua de prognoza inflației din anul curent. Observăm o ameliorare în ceea ce ține creșterea economică din zona euro. E ceva mai optimist aici, dar oricum vedem creșterea este modestă, este doar de 1% în 23 și 1,6% în 24, ceea ce înseamnă o creștere destul de modestă, sub potențial, și ceea ce nu credem că ne va da mari bătăi de cap ca presiuni inflaționiste la noi în țară, din contra, ar putea să aibă efecte și astea dezinflaționiste. La fel avem o ameliorare în ceea ce ține Federația Rusă pentru anul 2023 și se menține previziunile pentru anul 2024. Inflația este iarăși mai temperată în anul 2023 în zona euro, dar ceva mai mare în 2024 și iarăși procese inflaționiste mai mari în 2023 în Rusia și mai temperate în 2024. Observăm un dolar mai puternic în actuala rundă de prognoză și o rublă rusească mai depreciată. Prețurile la petrol, deci poate pentru anul 2023 sunt ceva mai înalte, dar marginal mai înalte decât în prognoza precedentă și sunt cam la același nivel pentru anul viitor. În schimb, vedem că prețul la gazul natural față de runda precedentă de prognoză este mult mai inferior. Iată aici este reprezentată evoluția surselor de finanțare în termeni reali a consumului casnic, chiarăși remitențele, fondul de salarizare, asigurări sociale și credite acordate băncilor. Observăm că deja din trimestrul întâi, anul curent, asigurările sociale au revenit pe un palier pozitiv, dar cu o creștere foarte modestă. Fondul de salarizare întârzie, dar revine și el în pozitiv în trimestrul 2 și mai departe în trimestrul 3 și 4. Cel mai greu își revin remiterile, iar aici trebuie să avem în vedere că exprimat în valută străină, în dolari și euro, remitențele nu au fluctuat foarte mult. Deci, în primul rând, aici avem două efecte. Una e faptul că aici sunt calculate prin deflatoare în termeni reali, ceea ce înseamnă a fost aplicată rata inflației, respectiv când inflația e mare, se primește că remiterile sunt pe un palier puternic negativ. Încă un efect care este revine de la
aprecierea leului moldovenesc. Cum v-am mai zis, noi am făcut multe intervenții pentru a procura excesul de valută pe piața internă, respectiv, oricum, valuta națională a continuat să aprecieze în moneda națională, s-a apreciat în anul 2023. Cauza este, cea mai principală cauză este iarăși cererea slabă. Deci este o cerere slabă pentru cerere internă, cerere slabă pentru importuri, respectiv este o cerere slabă pentru de la importatori pentru a procura valută pe piață. În aceste condiții, noi permanent suntem în situații de exces de valută străină, ceea ce pune presiuni de apreciere pe leul moldovenesc. Cu toate intervențiile noastre, cu toată creșterea rezervelor valutare, oricum, leul moldovenesc continuă să se aprecieze, iată, respectiv, vedem că și exprimat în lei, avem și acest efect asupra remitenților și nu numai. Iată aici, dacă vedem partea dreaptă jos, avem condițiile monetare. Observăm că noi suntem stimulativi pe ce înseamnă rata reală a dobânzilor, deci exprimată în barele verzi, dar suntem foarte restrictivi în ceea ce ține de rata efectivă de schimb, anume din cauza aprecierii leului moldovenesc. Și asta, la rândul său, tot pune presiuni pe cererea agregată. În partea stângă este un grafic foarte important care ne arată deviația PIB în Republica Moldova, care iarăși ne arată că noi acum suntem, această deviație de la punctul de echilibru este puternic negativă, deci noi suntem puternic sub nivelul de echilibru a creșterii economice. Și scenariile noastre arată că dacă nu vor fi șocuri mari de acum încolo, noi o să revenim pe zona pozitivă în trimestrul 2-2024. Deci până atunci, cererea internă, chiar dacă noi am observat că ea revine pe zonă pozitivă până la sfârșitul anului, ea nu va exercita presiuni inflaționiste, deoarece se află sub potențial, chiar fiind pozitivă. Iată, vedem aici dinamica anuală a consumului populației și observăm că ea revine pe palier pozitiv abia în trimestrul 3 și se menține așa în trimestrul 4 și pe parcursul anului 2024. Și același scenariu îl repetă și prognoza dinamicii PIB. Observăm că conform previziunilor noastre, PIB-ul va reveni în zona pozitivă în trimestrul 3 anului curent și se va menține acolo până la filialul și pentru anul viitor. Vedem de fapt o revigorare a tuturor componentelor pe partea de consum și da, asta e scenariul în baza căruia noi am construit prognoza inflației. Iată propriu zis prognoza. Având în vedere toate procesele dezinflaționiste și cerere internă slabă, deci noi ne așteptăm că deja în trimestrul 4 noi vom fi în limita benzii de inflație, deci aproape de țintă, și măsurile noastre ulterioare de politică monetară vor fi orientate spre ce? De a menține inflația în coridor. Iată, în partea dreaptă, observăm evoluția principalelor componente a indicilor de prețurilor de consum și, așa cum este și de așteptat, cea mai persistentă este rata de bază, exprimată cu culoare roșie, ea se menține la un anumit nivel până la finele orizontului de prognoză. Celelalte, toate componentele inflației și produsele alimentare și prețurile agrimentate, practic, vor continua să scoadă destul de rapid. Deci, încă o dată, repet, este o descreștere destul de rapidă a inflației, ceea ce, încă o dată, ne aduce la idee că avem o cerere agregată foarte slabă și un proces de recesiune în economie.
Pe scurt, comparăm prognozele, iarăși prima vin la deviația PIB, cu linia albastră este evoluția acestei deviații din ultima prognoză în comparație cu precedenta și o vedem că ea este mai pronunțat negativă decât data trecută. Deci noi observăm o recesiune ceva mai adâncă decât a fost în runda precedentă de prognoză. Respectiv, de aici vedem și evoluția inflației de bază în stânga sus, că ea va avea un trend descendent mai rapid decât am anticipat anterior și lucrul ăsta s-a adeverit deja chiar și pentru trimestrul întâi. Tot ceva mai rapid vor scădea produsele reglementate și combustibile tot vor fi mai mult pe o parte mai pronunțat negativă, adică prețurile vor fi mai mici decât am avut în runda precedentă de prognoză. Produsele alimentare arată ceva, o deviere pozitivă în trimestrul 1 și 2 anul curent, dar aici v-am spus care sunt efectele. În primul rând vorbim de efecte regionale din Turcia și unele alte efecte sezoniere. Iar mai departe, oricum, revine pe o evoluție destul de negativă, adică prețurile vor fi mai mici decât ne-am așteptat în runda precedentă de prognoză. Și aici, practic, observăm cum s-a schimbat prognoza noastră față de prognoza precedentă. Iarăși, este practic pe tot orizontul de prognoză, este sub prognoza precedentă și vedem că toate, aceasta se referă practic la toate componentele indicilor prețului de consum. Așa, ca fapt divers, să vă mai adaug din ipotezele externe, deci vedem stânga sus că PIB-ul în zona euro are evoluție ceva mai bună decât data trecută. Totodată avem un euro mai apreciat și ratele Euribor mai înalte decât în runda precedentă de prognoză. Dar și o inflație mai mică în zona euro. În Federația Rusă, mă rog, aici efectele sunt mai au parte un caracter mai neliniar, dar tot ce vedem este că în prezent, propriu zis în trimestrul 3-4 și 1-2 anul, are loc o creștere PIB mai rapidă, după care vine o creștere mai modestă decât am anticipat anterior și vedem scenariu pe graficul de jos că vom avea rubla rusească mai depreciată decât am anticipat anterior. Puțin despre prețurile la petrol, cum am mai zis, ele sunt ceva mai înalte decât în runda precedentă de prognoză, în schimb prețurile la gaz natural sunt cu mult sub prognoza precedentă. Și indicele FAO la produse alimentare este la fel sub nivelul anticipat în prognoza precedentă. Aici câteva produse principale din indicele la prețurile alimentare. Vedem că mai negative sunt prețurile la cereale și la grăsimi vegetale. De fapt, aceste poziții influențează cel mai mult indicele FAO. La fel să avem aceeași situație la produsele lactate. Pe pozitiv, adică ceva mai mari prețuri sunt la produse din carne și la zahăr. Cam astea au fost previziunile noastre. În acest context, noi am luat decizia de politică monetară de a reduce rata de bază cu 4% pentru a stimula mai departe creditarea, pentru a reduce ratele la credite, care să ajute la creșterea economică în rezultat. Și acum sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumim. Membrii Clubului Presiei Economice au posibilitatea să acorde întrebări referitor la subiectul discutat astăzi, și anume raportul numărul 2 asupra inflației. Rugăm frumos. Alexandru Burdeini, agentul Infomarket. Vă впервые безпрецедентно за всю историю Нацбанка снизили сразу на 4 пункта.
рата де база, да, базовую базисную ставку. И к концу года вы хотите войти, ну, вы предполагаете, что инфляция войдет в коридор, в заданный коридор. Значит ли это, что к концу года базисная ставка будет около 3-4-5 пунктов? Nu pot să vă zic acum cum va fi, care va fi rata de bază la finele anului. Rata de bază, noi de fiecare dată, până atunci mai avem încă două runde de prognoze, deci noi încă urmează foarte multe date să analizăm, să vedem cum de fapt vor evolua lucrurile și în dependență de asta vom calibra deciziile noastre de politică monetară. Chiar e prematur să vorbim despre ce, care va fi rata la sfârșitul anului. Vă mulțumim, următoarea întrebare. Агентство «Инфотаг», Александр Танас. Господин Армашев, могли бы вы повторить, в первом прогнозе вы прогнозировали, Нацбанк прогнозировал, что инфляция в 2023 году будет на уровне 13,7%, а в 2024 году 5,5%. Могли бы вы назвать, согласно нынешнему прогнозу, какая будет инфляция в 2023 году и 2024? Спасибо. Așa, să văd dacă colegii mi-au pus aici în prezentate, că eu nu cred că mi-aduc aminte cifra. A? 13,3, asta ar fi inflația pentru, eu văd cam rău de aici, este inflația pentru un trimestru. Nu am aici în prezentare cifra calculată, inflației medii pe anul curent, dar o să vă dau suplimentar cifrele astea. Vă mulțumim. Următoarea întrebare. Revista Business Class, Ion Chișle. Domnule guvernator, a spus că lichidățile au crescut fără precedent cu 12 miliarde în primul trimestru și a spus că sperăm că ele vor ajunge în economie în curând, sau vor ajunge în economie, să alimenteze economia. Puteți să explicați cum ar putea ajunge în condițiile actuale? Deci, în condițiile actuale, asta înseamnă relansarea procesului de creditare. Deci, ați văzut, creditarea este pe un palier destul de negativ, adică față de anii precedenți. Și noi vrem să se relanseze procesul de creditare. Pentru asta este necesar ca și ratele să scadă la credite. Este necesară și partea cealaltă, o cerere la credit, care tot este slabă acum. Este slabă în virtutea faptului că, bine, în regiune mai persistă spiritul acesta, că avem război în țară vecină, persistă spiritul că oamenii se așteaptă la riscuri, la careva stresuri și asta îi oprește din a investi mult în dezvoltarea afacerilor. Deci este important și aceste așteptări să fie corect gestionate. Ambele fiind combinate, cred că ar putea duce la creșterea volumului de credite acordate de sectorul financiar bancar. Vă mulțumim. Următoarea întrebare, vă rog. Экономическое обозрение Логоспресс, Ирина Маценко. Господин Армашев, несмотря на послабляющие факторы, цены в некоторых сегментах не снижаются, и особенно это ощутимо в сфере сервиса. Хорика, туристический бизнес, медуслуги, товарная логистика. Рост был минимум на 25%, на 25-30%, и нет никакого тренда на снижение. Как вы считаете, бизнес восполняет потери прошлого года или просто спекулирует на ситуации? Vine foarte greu să vă răspund, nu sunt expert în domeniul Horeca ca să vă zic exact care sunt procesele acolo, dar procesele ar fi curate economici specifici pentru acest sector. Nu o să mă aventurez să fac comentarii, că nu cunosc bine acest sector. Noi observăm în general cum au loc evoluția prețurilor și întotdeauna prețurile, în afară de condiții monetare, depind de cerere, de ofertă și de costuri. Probabil careva din acești factori a influențat puternic creșterea prețurilor. Mulțumim. Următoarea întrebare, vă rog. Наталья Мельник, Business Pages. У меня вопрос, как бы повторяет вопрос коллеги по поводу ликвидности излишней. У молдавской экономики очень слабые возможности освоить эту ликвидность и на самом деле возродить кредитование. Как может повлиять
на экономику, возможно, на лей, на курс лея. Если эта чрезмерная ликвидность будет продолжать расти, а кредитование будет оставаться слабым, что может произойти и что в этом случае должно делать правительство? Bine, gestiunea lichidităților excesive, să încep de la coadă. Nu este competența guvernului, este competența băncii naționale. Deci noi avem instrumentele noastre prin care aceste lichidități nu sunt lăsate așa fără atenție. De asta noi și intervenim și le acordăm băncilor posibilitatea de a plasa excesul de lichidități în CBN-uri, astfel ca și aceste lichidități continuă să genereze careva rentabilitate, ca respectiv ei poate să asigură și remunerarea și a depozitelor și astfel să se mențină interesul de a menține economiile în moneda națională. Noi nu vedem pentru moment careva riscuri prezenței acestor lichidități. Aceste lichidități foarte ușor pot reveni la normal în câteva luni de zile dacă se relansează creditarea. Deci, încerc totuși să găsesc acel slide. Da, aici. Deci, observați, noi de la 11 miliarde la 5 miliarde, distanța de 6 miliarde. 6 miliarde, sectorul financiar împreună cu sectorul public le pot asimila într-un termen destul de rezonabil și restrâns. Nu este ceva exorbitant, ar zice el. Da, este mare, este mai mare decât media, dar nu este un nivel exorbitant care să ne facă să ne îngrijorăm la moment. Vă mulțumim. Întrebări la subiect, dacă mai aveți. Укрепление молдавского лея продолжается, несмотря на все интервенции Национального банка. Каковы еще, может быть, риски для дальнейшего укрепления и когда вы ожидаете, в конце концов, что лей начнет понемножку девальвироваться, вернуться для развития экономики? Iarăși precizez, intervențiile noastre care ne facem să nu creeze o impresie greșită. Noi nu facem intervenții pentru a menține un curs anumit sau a da anumit trend. Noi nu ne opunem trendului, noi intervenim ca să eliminăm volatilitatea excesivă. Însă, da, cum am mai zis, cauza aprecierii este cererea slabă. Ca să remediem această situație, trebuie să facem un singur lucru. Să relansăm creșterea economică, să revigorăm cererea. Astea lucruri fiind atinse, piața se echilibrează și cursul încet o să revină la normal. Deci asta e scopul care ne-l propunem noi și nu-l ascundem. Noi tot aici vrem să ajungem, stimulând cererea, să echilibrăm inclusiv și nu doar piața valutară, dar multe alte procese din economie să le readucem la echilibru. Mulțumim. Întrebări, dacă mai aveți, vă rugăm. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci Banca Națională vă mulțumește pentru prezență și vă urează o zi cât mai reușită în continuare. Mersi mult!